Bună ziua, bun găsit din nou la pagina de Media TV. Revenim după o pauză, dar revenim într-o formulă nouă, revenim într-o formulă Full HD. De acum înainte, toate interviurile transmise în direct vor fi filmate Full HD. Astăzi avem un invitat care face televiziune de zeci de ani, am putea spune. Vom avea în cursul emisiunii mai multe imagini inedite, imagini vechi, imagini care sper să vă surprindă într-un mod plăcut și cu câteva imagini de acestea o să începem în câteva minute. Este vorba de o emisiune de acum 20 de ani. Regia, filmul, vă rog. Astăzi, presa a patra putere în stat. Presa este slujitorul dumneavoastră cel mai fidel. Sau ar trebui să fie. După afacerea Watergate, afacere de care sper că imaginile prezentate de noi v-au amintit, presa a devenit realmente a patra putere în orice democrație serioasă. Prin afacerea Watergate, doi ziariști anonimi au răsturnat președintele celei mai mari și mai puternice țări de pe glob. Povestea aceasta trebuie să fie pentru orice tânăr gazetar o lecție până unde poate merge puterea presei și pentru fiecare președinte un avertisment că ea păzește interesele publice. Lucrurile însă, de la aserțiuni de tipul acesta până la realitate, se complică, se dispersează, câteodată apar numeroase confuzii. Rostul întâlnirii de astăzi este acela de a verifica dacă după câțiva ani de democrație în România sau de proiecte de democratizare a României, am ajuns la situația să considerăm presa românească a patra putere în stat. Să vedem dacă această identitate este reală, să vedem pe ce se întemeiază ea și dacă dumneavoastră considerați că presa este slujitorul dumneavoastră cel mai fidel. Bun venit în studioul nostru, domnule Mihai Tatolici. Bună ziua, domnul Bai. Asta spuneați acum 20 de ani, chiar sunt imagini vechi de 20 de ani. 20 sau 22, că nu mai știu din ce. 20, din 90, 1992 cam este emisiunea. Ce spuneți acum, uitându-vă la aceste imagini? După campania asta electorală n-am vești bune despre a patra putere în stat. Acă am făcut pantofi la majoritatea candidaților și în afară de asta am văzut un nou hibrid de televiziune care este ceva o vomă. Am văzut la televiziunea publică și după aia și la alea comerciale întâlniri între candidat la președinția Consiliului Județean din orașul X, candidat la primărie din orașul Y și candidat la Consiliul Local din orașul Z. Aveau nicio treabă unul cu altul. Mai există confruntări. Da. Mai există confruntări, există așa un fel de agendă subțire, fără niciun fel de problematizare. Publicul nu mai poate afla câte parale face unul sau altul. Disputa a dispărut cu totul. Iar monologurile astea stupide, de multe ori agramate și pline de tâmpenii, nu mai fac nicio fărâmă de serviciu public. De niciun fel. Dar de ce a ajuns în halul ăsta presa să facă pantofii, cum spuneți dumneavoastră? Pentru că nu sunt bani în piață. Gândiți-vă că numai anul ăsta a dispărut un buget de 10 milioane de euro al lui Gold Corporation, cu o freacă guvernul României că le dă, că nu le dă, s-au săturat și canadienii aia și investitorii, țanc, au tăiat bugetele de la presă. Erau 10 milioane de dolari, cred că nu de euro, care mergeau la presă. Într-o formă sau alta, îți mai dădea un pic de aer. Doi, nici economia nu merge prea grozav. Publicitatea e subțire, e ieftină. Televiziunile sunt în genunchi sau chiar pe burtă, sunt din ce în ce mai multe, că e un an electoral greu și rezultatul este că toată lumea aleargă după bani în diverse moduri, e jalnic. Dar în această situație, adică lumea mai crede presa dacă ea este sluj? În campania electorală nu cred că au primit un serviciu util de la presă, în afară de să vadă niște moci ale unora sau altora dintre candidați. Deci au fost niște afișe mișcătoare, ca să zic așa. În rest, nu văd. Nu văd ce serviciu poți să faci publicului neprezentând adversarii față în față și nedându-le posibilitatea sau șansa să-și arate forța și valoarea și să se dueleze pe proiecte sau pe soluții. Și devine aici cine sunt? Patronii posturilor sau ziariștii care lucrează pentru posturile respective? Cred că toată lumea. E un lanț al slăbiciunilor care începe din societate.
cum știți, am mai făcut și o apropiere periculoasă între ziarist și politician. De la o vreme par a fi cam din aceeași gașcă, în foarte multe situații. E așa un fel de amicalitate de asta neplăcută. Pe mine mă scoate din sărite. Deși sunt și eu amic cu o mulțime de politicieni din toate partidele, așa, am relații amicale. Prefer să nu fac emisiuni cu ei decât să trebuiască să nu mai zic nimic. Da, e așa de împărțită presa între, nu știu, oamenii cuiva și oamenii altcuiva. Este, a, sunt într-adevăr oamenii cuiva sau... E mai simplu. Lumea știe, de exemplu, că antenele sunt pro-USL, da, că nici n-ai cum altfel. Și au fost oricum de vreo 6 ani dușmanii lui Băsescu pe față. Noi care suntem și așa și așa, încercând să o ținem ba pe dreapta, mai pe stânga, televiziunea publică care e ca de obicei slujitorul puterii, chiar dacă se schimbă mâine, imediat băieții se orientează, n-au niciun fel de problemă. Chiar dacă nu se schimbă Consiliul de Administrație și Conducerea, Conducerea înțelege, respectă, să trăiți, se execută. Deci lumea știe, identifică canalele și ia din fiecare loc cât e puțin. Din ce în ce mai puțin, însă, din păcate. Da, și așa, acum 20 de ani, pe mine a surprins o întrebare, chiar naivă. Este o întrebare pusă de reporterul noastră de atunci, Gabriel Bucnar, este un nume cunoscut astăzi, da, era foarte tânăr pe vremea aceea. Și eu îmi permit să o repun acum, prin intermediul acestei înregistrări. Regia, dacă aveți pregătit întrebarea pusă la acum 20 de ani de Gabriel Bucnar, vă rog. Dacă dumneavoastră credeți, deci era vorba de parlamentari, că în spatele unor publicații se află interese sau persoane constituite în grupuri de interese care manipulează opinia publică prin acele publicații. Era o întrebare despre iarelor. Putem pune față în față cu ce anume ați spus acum. Și Gabriel Bucnar punea o întrebare politicienilor, eu vă pun dumneavoastră, dacă credeți că în spatele ziarelor sunt patroni care au interese politice clare. Se întâmpla cu 20 de ani, atenție, când abia apăruseră primele ziare în România. Da, e o diferență de nuanță majoră. Atunci erau interese politice. Unii patroni țineau cu unii politicieni. Partidele care erau atunci. Acum vă garantez că nu mai există interese politice, nici să le tai. Nu există. Nu există decât interese financiare. Acum e un efort în media de supraviețuire. Rezistă cine poate da de mâncare ziariștilor, echipelor și așa mai departe. Eu știu din interiorul televiziunii că patronii n-au niciun pic de respect pentru vreo ideologie. Niciun pic. Le osilă și lor ca întregului popor de politică care se face în România. Ei nu interesează decât să supraviețuiască industria lor de medie. Deci, practic, aparenta lor orientare într-o parte sau alta are în spate doar interese financiare. Alea politice s-au fumat de mult. A fost un entuziasm 90, 91, 92, când proaspeții patroni de presă erau îndrăgostiți de liberalism, de național creștini, de ăia. Erau și nostalgici care țineau cu orientarea domnului Iliescu și a FSN-ului și ce a mai urmat după aia, a PD-ului, a PSDR-ului, astea, încă erau iluzii. Încă erau iluzii. Între timp s-au dus. Criza le-a rezolvat pe toate. Vă era mai ușor atunci să aduceți invitați în studio față de acum? Faceți totuși emisiuni cu mulți invitați de foarte mulți ani. Nu, eu personal am avut o problemă. Am spus și la cine asta. Suntem câțiva rinoceri de ăștia în presă, gen CTP-ul, gen Hurezeanu, Cristoiu, eu, patrui, nu prea îndrăznesc să ne pună în condiții nouă. Nu îndrăznesc, efectiv. Adică, cred că le e jenă. Dar invitații, posibil invitați, nu vă sună să vă spune, tatulici, dacă vine cu tare, nu mai vin eu. Eu n-am pățit așa ceva, să vă spun de ce. Eu nu vorbesc cu niciunul dintre invitați, vorbește producătorul. Eu de ani de zile nu mai sun invitații. Producătorul își face treaba, sună, zice, domnul Tatulici, vă invită, dar eu nu vorbesc cu ei înainte de emisiune și nici nu beau cafea cu ei înainte de emisiune ca să-mi consum un anumit mod de amicalitate. Tocmai ca să nu intru în acest siaj de amicalitate. Ne vedem în platou, la reci. Bună ziua, bună ziua, dăm drumul, nu dau nicio explicație, nu spun nimic.
modul ăsta de a lucra s-a născut dintr-o percepție neplăcută. Am o neplăcere să stau de vorbă cu politicieni. O simt aproape fizic. Am făcut tone de emisiuni. Păi asta și ați făcut chiar o emisiune electorală. Da, am făcut-o, dar pe modul în care am vrut eu. Exact așa, adică am venit în platou și am început să-l smontocesc. E plăcerea cea mai mare. Nu mai am niciun fel de simpatie, nici măcar pentru politicieni simpatici. Ba chiar l-am cerut colegilor la Realitatea să nu mă mai cheme la emisiunile de dezbatere politică, pentru că agresez politicienii, mă enervează. Nu fac nimic, mint, sunt ipocriți și nu mai am chef nici măcar să individualizez. Îi văd ca pe o masă compactă de minciunoși și de impotenți. Și atunci mă feresc. Și cum fugiți ca jurnalist de masă? Mă duc în socialul meu, care înseamnă să faci indirect scandal politicianului pentru ce n-a făcut în societate. Dar măcar acolo stau de vorbă cu oamenii obișnuiți altceva. Și mai și ajut. Una din percepțiile cele mai evidente ale profesiei mele în ultimii ani este faptul că mie nu mai ajunge emisiunea de televiziune. Eu prefer să o traduc și în civism. Fac campanii. La inundații, în delta, ajut copii, oameni, plantez păduri. Nu mai ajunge emisiunea de televiziune. Simt că face prea puțin pentru felul meu de a fi activ. Și atunci mai fac efectiv activitate. Da, la un moment dat urma să intrați într-un proiect de divertisment, dacă nu mă înșel, cu Mihaela Rădulescu. Da, a fost o versiune. Din păcate, mie nu prea mi-a convenit, pentru că nu se lipește de realitate. Eu am propus varianta infotainment, care era mai aproape de profilul realității. Nu știu cine n-a dorit asta, poate Mihaela, poate echipa de conducere a stației. Și au văzut de drumul lor, eu m-am dat la o parte. Da, eu am fost inițial producătorul delegat al acestui format. Știți care e chestia foarte plăcută? Este că nimeni nu mi-a zis, nu m-a întrebat nici de ce nu mai sunt, nici eu n-am întrebat de ce nu mai sunt. Astea sunt lucruri foarte naturale, așa, se desprind drumurile și vede fiecare de treabă. Ați avut vreo implicare în aducerea celor două dive la Realitatea? Nu, n-am niciun merit. Meritul exclusiv este al domnului Ilan Schwarzenberg. El este autorul. Și mie mi-a plăcut tenacitatea cu care s-a luptat să le aducă pe amândouă divele. Mi-a plăcut asta foarte mult. Și ne puteți spune din dedesubturi cum de s-a reușit această... Nu știu, asta e magnetismul lui Ilan. Habar n-am. Pe cuvânt că e o performanță, adevărat că e o performanță. Și atunci când am spus pe pagina noastră de media că vor lucra amândouă, a fost o zi de coșmar și pentru Ilan și pentru Enache. Da, cred că m-au iertat. Dar de ce a fost coșmarul? Doamnele nu știau una de cealaltă. Au aflat de pe site. Și cum le-am păcat? Că orgolele sunt mari în cazul lor. Au muncit băieții din greu, le-au calmat, au stabilit niște reguli. Mi se pare că Andreea a și spus undeva într-un ziar că există niște reguli, n-au voie să se refere una la alta, n-au voie să se jignească, n-au voie să nu știu ce, habar n-am, nu știu. Eu nefiind în conducerea stației, nu știu toate reglementările și negocierile. Dar de ce credeți că totuși ele nu performează? Au fost aduse? Într-adevăr, e o performanță pentru că poți să le aibă împreună, dar ca audiență nu prea stau foarte bine. Nu mă pricep la partea asta de televiziune. Eu știu un singur lucru să fac. Deci nu știu și nici nu-mi dau cu părerea să vă spun de ce. Pentru că peisajul media, de cum zicem noi, media electrică, așa se spunea înainte la televiziune, media electrică, da. Media electrică este tot mai numeroasă, se face o canibalizare de audiență grozitoare, cred că și cantarul ăsta funcționează, vai de mama lui. Nici nu prea am mare încredere în măsurătorile actuale. Singurul, asta este. Industria se ia după asta. N-am o explicație. Probabil că sunt multe elemente. Audiența este un lucru foarte complicat. Foarte complicat. E, dacă vreți, e chimia mediei. Chimia cea mai fină a mediei, e moleculară. E greu să-ți dai seama de ce un om îi place o emisiune sau alta, sau de ce pleacă după la jumatea ei. Chiar dacă ea e dinamică în continuare, sunt foarte multe fenomene. Pe mine m-a pasionat ani de zile cât a fost director de programe această drăcoveni și mi-am dat seama că formatul de televiziune e ca respirația omului. Dacă îl simți pe om că respiră natural, că nu e inhibat, că nu te minte, că nu se preface, asta transmite ecranul, ajunge până la
molecula cetățeanului. Dacă ai ajuns cu aceste elemente pe bune la el, n-ai nicio treabă. Cum te-a mirosit puțin, cum, la revedere. Vorbesc că spuneați că pe vremuri se vorbea de media electrică, spuneți dumneavoastră. Așa se numea. În cărțile de televiziune, așa se numea prin anii 60 televiziunea, media electrică. Vreau să ne ducem puțin în urmă, să vedem de cum a început totul, că istoria este interesantă întotdeauna și e fascinantă. Noi avem pregătit un reportaj, nu este chiar din anii 60, este un reportaj din 1981. Este un reportaj făcut de dumneavoastră pe când lucrați la TVR și e foarte interesant. În comunism, atenție. În comunism, da, este un reportaj în comunism, pentru că vreau să discutăm despre ce însemna să faci presă în comunism. Și înainte de a intra în alte detalii, să vedem câteva secvențe din acest reportaj pe care le-am montat pentru cititorii site-ului. Filmul, dacă este pregătit, vă rog. La Sadova, la ora 5 dimineața, ne apropiem de tainele unei meserii care se începe odată cu răsăritul soarelui. Aceștia sunt cei pe care îi căutăm. În loc de vorbe despre hărnicie, această primă îndeletnicire a unui crescător de animale care îi trădează hărnicia. Dacă le-ai îngrijit bine, dacă ții la ele, vitele... Voce e modificată din cauza filozofie simplă, filmului lucram pe 16 fotografii. Pe cât de complicată e îndeletnicirea. Abia acum, când treburile zilei sunt în parte terminate, Rodica Sturza, crescător fruntaș de animale din comuna Sadova, județul Suceava, are timp și de un interviu. Dacă credeți că este normal ca tinerii să preia, să continue meseria părinților, această meserie? Da, cred că este foarte normal să preia această meserie de crescător de animale, fiindcă în ultimul timp se pune un mare accent pe creșterea și îngrijirea animalelor. Cam la ce vârstă ați început să îndrăgiți această meserie? De mic copil, rămânând în gospodăria părinților, bineînțeles că m-am adaptat în condițiile de aici, de la noi, de la munte, cum s-ar zice. Am înțeles. Și acum, după ce ați crescut, după ce ați făcut școala, n-ați avut niciodată vreun gând să plecați? Am avut intenția să plec undeva, mi-a plăcut foarte mult să pictez, la arte plastice am vrut să mă duc, dar necesitatea și plăcerea pentru muncă m-a determinat să rămân. Și am văzut că vă continuați și pasiunea inițială, am văzut că desenați, că pictați, da, aveți timp pentru asta? Nu prea am timp, dar oricum îmi fac câteodată, puțin timp liber. Pentru și asta? Pentru pictură. Câte vite aveți în gospodărie la ora actuală? Numărul taurinilor din gospodăria noastră este de 29. Contracte? 5 contracte tăuraș și am avut contract de porc. În ideea asta, a preluării acestei și păstrării acestei meserii străvechi, pleacă tinerii din Sadova? În comparație cu acum 10 ani, deci în urmă cu 10 ani, erau mai puține gospodării în comună. Deci totuși, dacă au apărut gospodării noi, înseamnă că au rămas și tineri în comună. Și se pare că au rămas și fac treabă, cel puțin dacă ne ghidăm după exemplu Rodica Isturza. Ce părere are tânăra primărița a comunei despre utecista Rodica Sturza, nu numai ca crescătoare de animale? Mai important este părerea oamenilor din comună, pentru că recent a fost primit în rândul membrilor de partid și cred că asta spune tot despre Sturza Maria Rodica. Venim în studio pentru o discuție despre cum se făcea presă în comunism și cât de bine trăiau jurnaliștii în comunism. Ați văzut cum. Deci era o politică a partidului să facem tot posibilul ca tinerii să rămână în sat și să preia meserile străvechi. Era o sarcină de partid. Depinde cum o traduceai. 2. Era aproape obligatoriu să marchezi apartenența politică sau evoluția în cariera politică. Cum era cazul lui Rodica, care nu avea nicio treabă nici cu UTC-ul, nici cu partidul. Ce avea treabă cu vacile și cu tăurașii contractați. Mă uitam la ritm, e un ritm pe care nu l-aș suporta astăzi. Cât de lent puneam întrebările, cât de formal
fără să fie o super sfărăială de aia politică, că erau și de alea și mai tari. Dacă... Ce să vă spun? Toată lumea a încercat să fie normală, dar nu cred că reușeam în majoritatea situațiilor. Rar. Mai scăpau. Da, pe asta vreau să vă întreb, cum vă alegea subiectele atunci, cum ca ziarist? La fel de normal ca și astăzi. Fiecare încerca să găsească ceva. Eu când am găsit o fată de 18 ani, absolventă de liceu în județul Suceava, care creștea 24 de vaci de lapte și 5 tăurași, mi s-a părut o lovitură. Da? Să vezi totuși o absolventă de liceu cu pasiuni pentru pictură, abonată la ziare, reviste, care vrea să meargă la Facultatea de Arte Plastice și să rămână în sat. Era o găselniță. Da? Căutam subiecte tari, ca și azi. Nu e nicio deosebire. Numai că astăzi sunt săracele tabloide, rău de tot. Acolo, mă, care era vorba de o fetiță harnică, o domnișorică harnică și serioasă, care câștiga bani cu adevărat. Și ce să vă zic? Dar ca, dacă... Am uitat vremurile. M-am învățat cu binele. Și credeți că este bine că ați uitat vremurile? Nu dau seama. Cred că e bine. Să vă spun de ce. An de zile m-am suspectat pe mine însumi că foarte multe din lucrurile pe care le-am învățat în școală, în societate și chiar în familie, că acasă părinții, Dumnezeu să-i odinează, nu vezi ce vorbești. La școală, la facultate, la servici. Deci, existau cenzuri și în familie, da. E bine că am scăpat de ele. Ce nu e bine este că ne scăldăm într-o libertate excesivă. Excesivă. Democrația, dacă nu are reguli, e un fel de bulibășeală general. Dar câștigați bine atunci ca ziarist în timpul comunismului? Eu da, pentru că pe vremea aia, în afară de leafă, eu scriam la reviste literare, publicam proză, luam bani, făceam scenarii de filme la Sahia, luam bani, făceam scenarii de filme artistice, luam bani, aveam ce să fac cu ei. Dar cam cât mai țineți minte, cam cât în vremurile bune, cât aveți pe lună? Eu vă spun, vă îngroziți. Mâncam la Capșa, la prânz, cu domnul Marin Preda. Noi doi, singuri, nu era nimeni la Capșa. Aveam și luni cu 20.000 de lei de pe vremea aia. 20.000 de lei însemnau un sfert dintr-o daci. Deci aveam luni în care câștigam și 20.000 de lei. Literatura să plătea extraordinar de bine în comunism. Comuniștii aveau grijă de scriitori. Deci eu, dacă publicam o pagină de proză în Luceafărul, am o basma de bani. Dar nu era și reversul medaliei, ca să plătiți într-un fel pentru bunăstarea aceasta ca scriitor? Nu, că literatura nu mi-o cenzurau foarte agresiv. Scoteau anumite lucruri așa, pe aici, pe acolo. Am avut o singură carte mai cenzurată, Vin râmele, am republicat-o după Revoluție Integral. Când m-am uitat la diferență, nu era foarte mare brânz. Cât ați câștigat cel mai mult dintr-o carte? Din Ceața și Obișnuința, prima carte, am câștigat cel mai mult, echivalentul unei daci, 66.000 de lei. Și câți ani aveți atunci, dacă mi-aduc aminte, în 1973? 23 de ani. Și cum, dintr-o dată, v-ați văzut cu atâția bani? Taică mi-a întrebat ce am făcut. Când am venit acasă, le-am luat cadourul lui maică-mea, lui taică-mea, lui soră-mea. Și a zis, ce ai făcut, mă? Uite, am publicat Cățulica asta subțire. Da? Și ți-au dat atâția bani? Da. Tăticule, nu se poate. Săracul taică-meu, om de la țară, care avea 680 de lei, ce era merceolog la un depozit al cooperației de consum, s-a îngrozit când a văzut că am luat atâția bani pentru o carte tătica de 200 de pagini. Și mai țineți minte ce ați făcut atunci cu banii? A, foarte simplu. Am cumpărat mamei mele ciocolată menaj, erau la cutii mari, așa de lemn. Și am cumpărat o cutie întreagă. Lutai când mi-am cumpărat pantofi guban împletiți de 360 de lei. Era super. Deci era cât le-a falut taică meu. Veche de pantofi de aia, super. De export, știți cum e. Așa. Orochii lui maică-mea, lui soră mea, am luat orochii și sandale. Le-am mai luat de mâncare bunătăți de pe București, când mai erau magazine de astea în care erau produse de export. Și cu restul banilor nu mai știu ce. Deci, cred că 10.000 am dat părinților și au reparat o cameră și cămara, că trebuiau puse geamuri, că părinții mei și-au făcut casa pe măsură ce înaintau în vârstă. Au terminat-o când au ajuns la bătrânețe. Pe-aia am luat eu la București. Și restul am cheltuit, până vacanțe, cu gașca, cu fetele, conform vârstei. Cred că o mare parte din banii aia s-au dus pe sport, că făceam foarte mult sport,
Am pasionat de tenis de câmp, echipamente, rachete, mingi, Adidas care trebuiau aduși din Italia sau de undeva de afară, fetele de la Tarom, stewardesele, băieții. Adică aveam ceva activitate, da, ca să putem să facem rost de toate lucrurile astea. Abia apăruse echipamentul Nike, eram toți turbați după semnul ăla. Adidas n-aveau decât șmecherii. Deci asta se întâmpla prin la începutul anilor 70. Încă era deschidere. Pe Gheorghiu Udes se numea bulevardul care trece prin fața primăriei, era un magazin Delta, mai cu produse de carne de export trase la țiplă în vid, era fericire. Nu mâncam decât de acolo, pac, țipla, pac, sandwich-ul. N-avea nicio treabă, erau mai scumpe, dar existau. Și după aia s-a năsprit. Câțiva ani mai târziu, deci asta se întâmpla, ați scos carte, atunci începuseți încă parte de cariera ca ziarist? Eram secretar general de redacție la Viața Studențească și Amfiteatru din stagiatură. Din anul 2 m-au făcut șef. Cine v-a adus acolo, mă ține minte, cum ați ajuns? Domnul acolo? Nicolae Stoian, care culegea din centrele universitare toți ziariștii buni de la revistele studențești. De la Cluj, de la Iași, de la Timișoara, de unde găsea condeie, pac, hai la Viața Studențească și Amfiteatru, că revistele s-au unit. Așa am venit pe rând. Cristoiu de la Cluj, Nistorescu de la Cluj, eu de la Iași, Roș Castănescu din București. Eram o gașcă. Și mai țineți de cum reacționați? Cine era șeful? Cine? Păi, noi am fost cea mai tânără conducere din presa românească comunistă în 73. Fruntelata avea, cred că, 26 de ani, redactorul șef, după ce a plecat domnul Stoian, bătrânul. Adjunctul Cristoiu, cred că, avea 24 și secretarul general de redacție, eu, 23 spre 24. Cea mai tânără conducere din presa comunistă din România. A fost așa un fel de boom. Și Sorin Roș Castănescu atunci cum? Era redactor colaborator. Făcea anchete și reportaje. Avea motocicletă, se ținea de gagici și foarte târziu, după Revoluție, am aflat de toată povestea cu securitatea, cu cum se chema, USLA, nu știu ce. Era o natură foarte independentă, rebelă. Îi dădea cu șprițul încă de atunci, nu mai știu cum merge astăzi cu băutura, dar o avea cu șprițul încă de tânăr. Foarte multe femei în jurul lui și foarte nonșalant așa, avea stofă de aventurier. Ion Cristoiu la vremea respectivă? Serios, ca și astăzi, bolnav de serios. Era omul care avea degetele pătate de cerneală, că scria numai cu stilou, și omul care în jur de ora 4 pleca din redacție direct la biblioteca Academiei. Asta era viața lui. Vedeai dimineața că apărea așa ca un bursuc. S-a așezat în birou, la 3 o întindea, mânca sandwich-uri în birou, bea un pahar de apă, auster. Părea că viața n-are niciun haz pentru Ion. Nu mergea la chefuri cu noi, nu făcea sport. Noi făceam sport, mergeam și jucam tenis de câmp. Pe miză, noi în redacție aveam două jocuri pe care le jucam în continuu. Șah pe bani și pe vodcă și biliboci, dacă știți ce e. Un biliard de birou, de la mic, cu ciupercă. Și venea domnul Stoian, în primii ani când eram stagiar, ne smulgea bățul tacul de biliard și ne dădea cu el în cap. Ca să mai terminăm, dracului, odată cu biliardul, da? Să ne apucăm să scriem articole. Domnul Nicolae Stoian, ăsta care ne-a învățat meserie, care era într-adevăr un ziarist fabulos, era poet, prolet, cultist. Avea de alea cu Heirupu, cu făcuse școala de literatură Mihai Eminescu. Era fantastic de pasionat de tinerețea și de talentul nostru. Dar le enerva un lucru pe care nu putea să-l controleze. Îl enerva faptul că noi scriam pe colțul biroului repede și bine. Asta îl dispera. Și spuneam, mergeam cu el la chef, că era și el pilangiu. Ca și majoritatea găștii noastre. Eu nu eram. Eu nu le aveam cu băutură. Aveam un pahar și mi-ajungea. Și spuneam, domnul Stoian, noi am făcut facultatea normal. Noi am fost studenți și ziariști. Noi de-aia scriem așa ușor. Noastră, din câmpul muncii, v-au dus la școala Eminescu, acolo nici nu vă învățați să scrieți. Acolo vă îndoctrinau. Deci nu vă mai mirați că noi scriem repede și bine. Noi am făcut studii, filozofia, filologia, facultăți. Eram șef de promoție, Cristoiu și cu mine eram șef de promoție pe țară. Deci eram băieți doxați. Da? Nu vă mai mirați că scriem repede, că nu-i semn de superficialitate.
e semn de inteligență, de educație și de talent. Asta le enerva pe domnul Stoian la maxim, la Cârciumă. Zicea, băi, lăsați-o dracu că m-am săturat cu talentul vostru. Scrieți și voi, zice, mai întemeiat. Scrieți mai greu, că e mai sigur, mai serios. Nu, domnul Stoian, scriem repede. Și documentare o făceam prea repede. Zice, o zi pentru documentare, pe vremea aia, îți dădea timp de documentare. Dacă te duceai într-un centru universitar și tu cereai 2 zile de deplasare ca să scrii un articol, nu stai, făcea scandal, nu? 4 zile. 2 de documentare, 2 de aprofundare și scris. Să mai iei date și nu știu ce. Deci, mă-am tot stăiam, păi ne ajunge, noi am fost la facultatea de drept, am stat de vorbă cu decanul, cu studenții dragi, laci, nu știu ce, și cu aia scriem articol. Superficial. Deci să mai stați. Deci, vă dați seama unde am ajuns? Atunci era timp normat pentru documentare. Să descoperi lucruri, să stai de vorbă, să aia, să aia. Noi vreau să le scurtăm de pat atunci. Acum s-au scurtat de tot. Cu Cornel Nistorescu ați lucrat? Da, sigur că da. A venit la un an după ce a venit Cristoiu, deci eram deja echipa. Ei erau foarte apropiați, prieteni foarte apropiați. Întotdeauna Nistorescu a fost protejat de Cristoiu în redacție. Eu am dat o sancțiune, am luat 10% din leafă odată. Și mi-a făcut scandal Cristoiu pentru asta, iar Nistorescu și-a amintit acum câțiva ani că am fost singurul care l-am sancționat în cariera lui de ziarist. Ce să fac? Eu cu serviciu am fost întotdeauna mai sever și din cauza asta duc în spate și simpatia a sute de colegi pe care i-am pârlit. V-ați interesat și cu Horia Alexandrescu, dacă nu mă înșel. Horica s-a lipit de redacția noastră, a scris la început ceva cronici de circulații, de-astea cu miliția. După aia a trecut la fotbal, la cronică de fotbal și s-a lipit încet, încet și a evoluat într-un mod surprinzător pentru noi. După Revoluție a fost unul din liderii presei românești. Dar începuse să se miște, deși el provenea din gazetărie de sport. Noi nu prea ne imaginam că din zona aia poate ieși un editor șef sau un manager de presă. S-a descurcat Horică extraordinar de bine după Revoluție. Cu Sârbu, cu Păunescu, cu nu știu ce, cu Curierul Național, cu nu știu ce, ajunsese în anii 98-2000, ajunsese, mai ales în Clubul Român de Presă, în Consiliul de Onoare, era una din vocile tare ale presei românești. Spuneți că existau oameni care racolau așa oameni importanți din centrele universitare pentru această revistă. Dar ați fost vreodată racolat și de un alt tip de oameni de securitate respectiv care urmăreau la fel creierele din vremea respectivă? Eu am un complex. Stau și mă întreb dacă nu cumva sunt mai prost, pentru că pe mine niciodată nu m-au băgat în seamă. Orică eram prea guraliv, orică eram prea neserios, orică eram dracu știe, nu era pe profilul lor. Eram o natură mai liberală, eu n-am fost băgat în seamă niciodată de securitate. Nici măcar un angajament n-am primit. Nu v-au încercat să vă scoată la masă, să vă întrebe? Niciodată. Mai mult decât atât, am un coleg de clasă de liceu, care e mare sculă la SRI. Deci din aceeași clasă cu mine. El a fost racolat în clasa 10-a sau 11-a, da? Băia foarte deștept. Hărnicuț, de la țară. Era din comuna Sucevița. Țin minte și acum. Care s-a dus bine, mersi, a făcut școala de securitate. M-am întâlnit cu el după Revoluție. Era foarte fericit că a supraviețuit. Niciodată și cu ăsta când mă întâlneam, niciodată nu mi-a zis nimic. Știam că lucrează acolo, nu aveam nicio treabă. N-am avut nicio întâlnire de asta simbolică, nici măcar de invitații, dar mi-e de racolare. Niciodată. Dar din partea partidului a fost presiuni să faceți lucrurile într-un alt fel sau altfel? În afară de linia generală a partidului care se transmitea pe redactorul șef, sau până șeful secției de presă a partidului când avea întrunire cu conducerea redacției, care se discuta oficial, protocolar, nu am avut niciun fel de alte presiuni, dimpotrivă. Unul din lucrurile pe care astăzi nu le mai găsesc în societatea românească era că partidul, așa cum era el, cel puțin până în anii 75-78, funcționa impecabil meritocrația. Adică dacă erai bun, ajungeai sus repede. Chiar repede. Iar exemplul nostru de la viața zdențească, eu nu cred că era tipic pentru era vremurile. Era un caz izolat. Nu știu, că și la Scânteia Tineretului era cam la fel, după aia.
Și chiar și la Scânteia, cu excepția Capilor, acolo era prea complicat, era prea aproape de Jupân. Așa. Domnul, eu am cunoscut directori de fabrici, erau competenți. Mulți dintre ei. Mergeau la fabrice că făceau export, trebuia să-i filmez, să-i lau, să nu știu ce. Domnul, erau oameni serioși, adică ingineri buni. Deci a funcționat până prin 80, a funcționat principiul meritocrației, acum nu mai funcționează. Acum, dacă nu ești în spațiu privat, la stat nu funcționează. La stat, criteriul politic a ars tot. Vezi la Dobitoci în linia întâi ceva de te îngrozești. Vorbesc serios, vedeți în asta, avem niște miniștri, dă-ți faci cruce, frate. Păi ce principiu al meritocrației mai promovează partidele astea democratice? Dar să vedeți ce-i pe județe, să vedeți ce-i pe la deconcentrate, inspectori general școlari, să vedeți la direcțiile sanitare, vai de mama noastră, prostănaci puși politic, țopârlani, dă n-ați văzut așa ceva. Deci, credeți-mă, generația noastră a avut un beneficiu foarte mare în intervalul 66-71, când era multă emancipare în linia politică a lui Ceaușescu. Deci suntem generația aia. Am văzut carte bună, am profitat de liberalismul epocii și de altfel se vede, după 90 ați văzut că tot noi, în linia întâi. Exact, băi, vreau să... Ați văzut o să ce discutăm? Vocație a schimbării avea toată gașca asta de moși? Da, o să discutăm și de acest început al anilor 90. Facem o scurtă pauză în care vreau să le spun cititorilor de o emisiune pe care noi o vom prezenta în zilele următoare, din care ați văzut câteva secvențe din acea emisiune despre A Patra Putere, presa de acum 20 de ani. Noi vom da secvențe în perioada următoare din acea emisiune. Până atunci însă o să oferim un mic fragment din acea emisiune ca să vedem cine erau cei care făceau presă la începutul anilor 90. Este un film cu invitații pe care a avut Mihai Tatulici într-o emisiune despre presă acum 20 de ani. Dacă este filmul pregătit, este bine să-l vedem. Sunt persoane publice importante, sunt oameni cu mare putere în societatea românească, cu mare forță economică, cu mare prestigiu moral și sunt onorat că au acceptat să vină la emisiunea noastră. Gabi, te-aș ruga să faci prezentările. Deci lângă mine se află domnul Viorel Cataramă, patron al trustului de presă ORA, lângă domnul Cataramă, domnul Petre Mihai Băcanu, România Liberă, mai departe domnul George Pădure, care în acest moment deține 51% din acțiunile ziarului Tineretul Liber, lângă domnul George Pădure este domnul Horia Alexandrescu, de la Cronica Română, mai departe domnul Mihail Cârciog, trustul de presă Express, și Rodan și Cuvântul și Evex. Lângă restul domnul... precizărilor nu le mai fac. Director, patron la GEPA, președintele Consiliului de Administrație la Societatea R, deja director, domnul Cataramă, la fel, patron important, în afară de ziare. Cu ziariștii deja, telespectatorii sunt obișnuiți, cu patronii mai puțin, probabil. Deci, lângă domnul Mihai Tatulici se află domnul Alin Teodorescu, director la IMAS, domnul Max Bănuș. Și comoderator la ediția de astăzi a emisiunii, pentru că IMAS-ul are, prin definiție, pasiune pentru analizele de presă și pentru sondajele dedicate presii. Deci am rămas la domnul Max Bănuș, Tinerama, București, lângă domnul Max Bănuș, domnul Dumitru Tinu, Adevărul, domnul Valentin Păunescu, Curierul Național, lângă domnul Valentin Păunescu, domnul Nicolae Cristache, ORA, și lângă domnul Cristache, domnul Ilie Șerbănescu, Tineretul Liber. Deci, împreună cu invitații, întrebarea, presa A Patra Putere în stat. Acestea sunt doar câteva secvențe din acea emisiune. Este emisiune de aproape 3 ore din care vom încerca să... Asta era Veniți cu noi pe programul 2? Veniți cu noi pe programul 2, într-o luni după amiază se întâmpla. E o emisiune de 2 ore și 50 de minute. E o emisiune și maraton. Ce audiență făceam atunci, îngrozitor. Eram lider național de audiență. Și vreau să vă spun, acum n-aș rezista să mă uit la ea mai mult de 5 minute.
Da, eram mai puțin pretențioși noi ca public sau... Nu, e un ritm al epocii pe care noi nu-l simțim decât dacă ne îndepărtăm. Atunci toți trăiam în baia aia lentă, dar abordări de astea juste, proaspete, coerente, așa mi se păreau atunci. Deci ființa umană, să știți că e dependentă de baia istorică, cada istorică în care își face, care se spală, vorbesc serios. Acum, dacă te îndepărtezi în timp de lucrurile alea, dai seama că sunt ridicole, că sunt naive, că au o cantitate de stupiditate corespunzătoare. Dar atunci le trăiai cu o tensiune, sunteți prea tânăr ca să realizați asta. O să vă uitați la dumneavoastră peste 20 de ani și o să râdeți cu poftă. Și gândiți-vă că la mine e vorba de vreo 46. Dacă o mai scoate cineva vreo un film cu începuturile mele din 66 în presă, vă dați seama. Da, e ceva horror. Să zici că e serial american, Dallas, așa, 3 generații, 4 generații. Păi tot în acea perioadă și tot într-un context special, atunci a apărut și postul Tele 7. Prin 94, ca la scurt timp după această emisiune. E un post în care au început foarte mulți dintre oamenii care sunt astăzi pe la toate televiziunile. Și trebuie spus că dumneavoastră erați atunci directorul postului de televiziune. Directorul general. Era un post de televiziune. Nu există categoria la noi acum, pentru că nu era nici de talk show, nu era nici de știri, era o combinație foarte interesantă. Nu aveți dreptate. Acel post de televiziune. Nu e adevărat. Dar ce era Tele 7, ca să spunem pentru cititorii care sunt puțini? În primul rând că Tele 7 s-a născut dintr-o aventură. Aventura a fost în felul următor. Eu în televiziunea publică am inventat colegiul realizatorilor și m-am pus șeful acestui colegiu ca să ne batem cu conducerea. Cu Evera, cu Răzvan Teodorescu, că în televiziune era așa după Revoluție o fierbere de asta. Doi, având cea mai populară emisiune a televiziunii, care culmea era pe programul 2, cam făceam de cap, adică făceam regula în televiziune, mă certam cu Răzvan, am făcut emisiunea cu regele împotriva hotărârii Consiliului de Administrație și atunci mi-am dat seama că lupta mea și energia pe care o folosesc cu... Eram cu Iosif Țava, cu Țopescu și încă vreo doi, Cornelia Rădulescu, încercam să facem o revoluție în televiziune. Ne-am dat seama că nu ține. Am mai fost atunci o emisiune pentru care ați fost foarte criticat, cea legată de Adrian Păunescu, dacă nu mă înșel, da, în care ați era acuzat că... Emisiunea în care am trecut pe programul întâi și o făceam în paralel cu aia de pe doi, toți pentru unul, patru pentru toți. Și așa în care s-a spus că l-ați reabilitat pe Adrian Păunescu. Da, am făcut cu o plăcere nebună emisiunea aia și nu regret niciuna din emisiunile pe care le-am făcut eu, ca să știți. A făcut o audiență negativă gigant, mai mult decât un meci de fotbal. Dar o să vorbim o dată despre ea. Am constatat, deci, că energia pe care o folosim noi ca să reformăm televiziunea este consumată inutil, că ea nu vreau să o schimbăm. Ăia însemnau de la conducerea televiziunii până la conducerea țării, respectiv domnul Iliescu și ceilalți. Și atunci eu am căutat o ieșire. Și n-a durat foarte mult, a apărut cineva care mi-a spus: nu vrei să mergi la Viena să vezi concertul cu Michael Jackson? Ba da, m-am dus acolo, m-am întâlnit cu Marcel Avram, el mă invitase, care mi-a spus la masă din prima: domnule, vreau să fac o televiziune în România, vrei să? Vreau, eu vreau să plec din TVR, dar ai oameni? Am. Și așa, asta a fost în 92 pe la sfârșit, cred, concertul cu Michael. În 93 aveam proiectul gata, eu colaboram deja cu CDF-ul, în care se difuzau reportajele mele despre copii handicapați și strângeam bani pentru asociația mea și construiam spitale de handicapați în România și am făcut un stagiu la CDF și am învățat să proiectez televiziuni acolo. Iar Tele 7 ABC este un proiect nemțesc. Este o transcriere de televiziune publică. Atenție! Eu am luat modelul CDF, da, care însemna publicistică proprie, producție proprie, ceea ce era specificul pieței germane. Că ei, să știți că ei nu sunt prea mult cu importurile în afară de filme. Asta e producție locală puternică. Deci publicistică multă, talk show, filme, aveam filme de proastă calitate pe vremea aia, că Marcel n-avea bani chiar mulți. Așa? Dar aveam o echipă, cea mai strălucitoare echipă care a existat vreodată în televiziune din România. 176 de oameni pe care i-am luat din TVR, cei mai buni profesioniști. Țin minte că acolo a început și 150 de proaspeți de ăștia, naivi, cruzi, toți 18, 19, 23 de ani. Adelin Petrișor e unul dintre acești cruzi proaspeți? Da. Adelin e unul. Sunt mulți. Vlad și Sergiu Toader a trecut pe acolo o lună reporter. Acolo a început Mircea Badea.
Cum a început Teo Trandafir? Nu mai aduceți aminte de începuturi? Cum a început Mircea Badea, de exemplu? Cum l-ați adus acolo sau cum l-ați descoperit? Simplu de tot. A venit mama lui, cu care eram prieten. Era ceva secretar literal la Teatru Mic. Și mi-a zis, bă, Mihai, băiatul meu a terminat facultatea, n-are servici. Adu-l, vrei încoace. A adus, l-am văzut, era viu. Iată și filmează, țaca-paca. În 3 luni de zile s-a descurcat. Nativ. S-a descurcat, era viu. L-am cuplat cu Teo, a făcut morning show și gata. A intrat în viața televiziunilor din România. Simplu de tot. La fel și ca și cu Rădulească. A venit Danchișu cu ea într-o zi, erau prieteni, să-mi ceară servici. Toți văzând că Tele7 era dodoloață și era în plin succes, căutau un debușeu. A venit Danchișu, dă și mie o emisiune, ceva, să fac și eu ceva, eram prieteni. Stai să mă mai gândesc, dar uite pe domnișoara asta nu mi-o lași, că-mi trebuie. Am băgat-o, era cu Liliana Munteanu la Weekend ABC, a intrat în emisiune de divertisment și a făcut carieră imediat. Țin minte, parcă ea la început nu prezenta emisiuni, era un fel de crainic. Nu, prezenta împreună cu Liliana Munteanu, erau două prezentatoare, Maca era mai guralivă și mânca Mao, de altfel cam în 6 luni s-au certat și Rădulească a expulzat-o pe Liliana Munteanu. Și i-a ocupat locul, e tot. Cam viață. Vlad Petreanu? Parcă și da, și Vlad la fel, băia foarte bun, citit serios, puțin prea interiorizat pentru televiziune. Televiziunea lucrează cu histrioni foarte mult, cu ăștia care se exteriorizează. El era prea interiorizat, chiar și ca șef la știri, că mi se pare că îl pusesem adjunct la știri. Coșar, că era șef, și aveam pe domnișoara aia, Toader, care a plecat pe la BBC, la Londra, dacă nu mă înșel, adjunctă, și Vlad, următorul adjunct. E o echipă foarte bună, foarte. Tot la Radu Nicolau adjunct, Anca Fusariu, aveam echipă puternică de tot, Mârțu, tehnicul de la Tele7. Eram cea mai performantă televiziune din proaspăta democrației. Era acea emisiune Reporter Tele7. Care a făcut carieră. Și astăzi reporterii de acolo sunt în producție, ca să zic așa. Vreau să fac ceva cu povestea asta, dar vă spun lunile următoare dacă mi-iese. Am un proiect de revitalizare a reportajului, sper să-mi iasă. Da, o să discutăm, dacă ne puteți spune acum câteva idei despre el? Nu. Dați întâi să-mi iasă. Dacă sunt sigur că-mi iese, vă zic. Tot acolo era și o emisiune, Chestiunea Zilei, parcă, dacă nu mă înșel. Emisiunea mea. Da. Are vreo legătură cu ce urma să fie Chestiunea Zilei la ProTV? Da. Domnul Adrian Sârbu m-a rugat să-i dau marca lui Florin Călinescu. Când am trecut la ProTV, că eu am demisionat de la Tele7, nemulțumit că Marcel Avram nu vrea să investească în satelit și, în general, într-o televiziune care duduia. Da? Nu știu ce aveau ei în cap, treaba lor. Uitați-vă ce au avut în cap. Nu, v-a zis pur și simplu, dați-mi numele că vreau să-l folosesc. Ce se întâmplă? O casă de producție, cum era a mea, Mihai Tatuliș Production, care are un contract cu o televiziune puternică, cum e ProTV-ul, mi-a cerut asta prin 90. Clam un an după începerea ProTV-ului. Are niște raporturi cu casa de producție care sunt autoritariste. În general, cum ar fi fost să-i zic, nu-ți dau mă marca, pe care eu oricum nu o foloseam. Eu am folosit numai la Tele7. Mie mi s-a părut nesemnificativ, nici n-am cerut un ban, nici nimic. Am întrebat numai pe Călinescu după vreo câțiva ani. Nu ți-e rușine, am auzit că ți-ai înregistrat marca la OSIM. Aia zice, nu mi-e rușine. Asta e tot ce se face. Așa e viața. Doi, nu regret. Eu, dacă moștenesc ceva din experiența de presă a nașului meu, Mihail Cârcioc, moștenesc chestia asta, că nu sunt ofticos. Adică dacă unul mi-o trage, nu sufăr foarte mult, îl las în pace și nici nu mă răzbun. Așa că ce? I-am dat marca lui Florin, m-a rugat Adrian Sârbu, era patronul care, cum să spunem, comanda emisiunile. Compania mea producea vreo 10 emisiuni la ProTV. Aveam o producție aproape cât a unei televiziuni. Păi gândiți-vă că în afară de Deșteaptă-te Românii, care era talk show-ul meu, făceam o mulțime de secvențe din generația Pro, care le făcea compania mea, plus că eu mutasem o mare parte din reporteri de la Tele7, în nou format am întâlnit și Români Fericiți, emisiune de reportaje, despre oamenii care vor să evolueze în societate. Plus alte evenimente, operațiunea Pro-NATO, cea mai scumpă emisiune din istoria televiziunilor din România, am făcut-o tot eu. $1.200.000, 4 emisiuni.
Da, de pe loc, producție Tour Eiffel, comparativă cu, nu știu, Dansez pentru tine, da, și da, da, mega producțiile de azi. Da, și era, vă dați seama, prim-ministri, demnitari din nu știu câte țări. Am avut reporteri de la New York la Beijing. Aveam 21 de reporteri în principalele capitale ale lumii. Emisiunea era un exercițiu de comunicare al românilor cu noua lume în care intrau cluburile astea selecte, NATO, UE. Adică niște experiențe de astea fabuloase. Dacă pun un realizator de televiziune astăzi să transmită o emisiune de pe Tour Eiffel, vreau să vă spun, cred că moare în primele ore ale zilei. Îți trebuie 14 avize numai să montezi carul. Trebuie să discuți cu primăria, cu arondismentul, cu Draș, cu prefectura, cu ministere, cu... acolo nu e așa. Dacă dai două mucuri de țigară pe jos, îți tragă ea o amendă de nu te scoli de acolo. Deci complicații peste complicații. Deci nu puteam să-l refuz pe Sârbu. Era o rugăminte amicală și astea erau raporturile. Da, ați lucrat cu Adrian Sârbu, ați lucrat cu Vântu, aveți experiență cu câțiva dintre moguli. Cu Marcel Avram. Puteți să-i definiți așa pe scurt pe fiecare, cu diferențe cu bune și cu rele? Ce să zic? Știți cine mi-a plăcut cel mai mult din toată povestea asta? Aurel Dragoș Munteanu. A fost primul președinte al televiziunii imediat după Revoluție, în primele, nu știu, două luni sau trei luni. Nu avea atâta nonșalanță în el că îți dădea un elan extraordinar. Bine, eram toți tembele atunci. Dar el nu se crampona de nimic din ceea ce reprezentase până atunci o ingerință profesională. Zice, fă cum vrei. Asta mi-a plăcut la nebunie. Răzvan a fost mai riguros că practic și Dragoș și Răzvan îl reprezentau pe Iliescu, care era puterea în stat atunci. Răzvan, de asemenea, tentative mari de deschidere față de spiritul echipei domnului Iliescu. M-a lăsat să fac emisiunea cu regele. Valeriu a vrut să-mi rupă gâtul. M-a lăsat să fac emisiunea cu regele. La Peleș. Ceea ce pe vremurile alea... Consiliul de administrație a vrut să mă dea afară din servicii împotriva lui Răzvan. Adică erau meciuri din interior. Răzvan a avut multe tentative de a liberaliza televiziunea, mă rog, tăiate de structura de partid, de și sur, acea emisiune cu celebră cu Păunescu în mandatul lui a fost? Sigur că da, sigur că da. Mă lăsa să fac toate prostiile posibile și imposibile. Și am explicat și de ce. Vreau să văd ce mai e Păunescu astăzi. Aici un tămbălă îngrozitor. Da, lumea a spus că atunci practic l-ați reabilitat, da, l-am readus în... l-ați readus în atenția, da, publică într-un mod pozitiv. Da. Dar dacă țineți cont de faptul că jumate dintre invitații care trebuia să-l comenteze n-au venit, n-au avut curajul să vină. Domnul Manolescu, care trebuia să-mi facă analiza poeziei lui, și bună și proastă, n-a venit. Și mulți alții. În schimb, a venit Pitiș, a avut curajul să vină. Pitiș a venit și a zis, da, bă, cenaclul ne-a făcut pe noi. Hai, salut, puteți să-mi rupeți și gâtul. Și mi-a plăcut asta. Adică erau oameni care își asumau să zică niște lucruri. Păunescu a zis, nimeni din presă nu recunoaște că acea emisiune a lansat celebra sintagma lui Păunescu. Da, domnule, sunt porcul vostru de serviciu. Care nu vă supărați? El a spus-o cu gurița lui. Da, sunt un porc. Sunt porcul vostru de serviciu. Numai și pentru faptul ăsta merită să fi făcut acea emisiune. Aici, restul gânditorilor mai subțiri sau mai consistenți din societatea românească pot să facă ce vor. Ca și în emisiunea electorală de aseară pe care am făcut-o la Money Channel. Din emisiune nu rămâne decât sintagma unei femei rome din Ferentari care zice așa, de ce să votez hoțurilor? Mai bine îl votez pe hoțul nostru. Dom'le, aseară, în direct, am pus un reporter în Magala. Dom'le, merită să trăiești dacă scoți așa un mic diamant din molozul ăsta, din rahatul ăsta, da? E, asta am scos în emisiunea cu Păunescu. Mi ajunge. Da, o altă emisiune absolut celebră a fost cea cu Ionel Stoica, cu Caritas, la fel, o emisiune despre care s-a spus. Că aia e o poveste complicată. Acolo a fost în felul următor. Domnul Sârbu m-a rugat să fac interviu cu celebru Stoica. Atunci era așa un fel de zeu. Era pe vârf. Era un zeu național. Eu am spus, frate, eu lucrez la TVR. Deci eu nu lucram, nu era ProTV-ul, nu exista ProTV-ul. Bă, vorbește cu Everac să-mi dea voie să mă duc. Everac, probabil l-a sunat Sârbu, mă cheamă, zice, băi, tatu, și tu vrei să te duci să iei interviu cu Caritas, te plătește Sârbu? Da, mă plătește. Cât îți dă? Nu știu. N-am negociat. Băi, zice, fii atent că reprezinți televiziunea publică. Domnul președinte, eu nu reprezint nicio televiziune. Mă lăsați să mă duc să fac interviu cu ăla?
mă plătește Canal 31, avea Sârbu, sau nu știu ce. Sârbu îmi spunsese mie, bă, eu am un contract cu CNN-ul și îți dau reportajul ăsta despre Caritas, ți-l dau la World Report, la CNN. Ah, eram eu super încântat. Ceea ce mi s-a părut ciudat la filmare este că se filma tone. S-a dus Boncea înainte, a filmat o zi sau două și a mai rămas o zi sau două la Cluj. Eu m-am dus numai o zi, că atâta mi-a dat voie Verac, să fac interviu, că atât am făcut. După care, după trei zile, mă sună Boncea, zice, domnul Tatiu, să vă propun o variantă de comentariu. A venit cu el, bă, zic, nu-mi place, e de rahat, hai să facem o treabă ca lumea. Am scris eu comentariul nou, de fapt, l-am înregistrat pe un reportofon, s-a dus, a montat emisiunea, am văzut-o, era haioasă, era chiar haioasă. Se termina, dacă vreți odată vă dau reportajul, să vedeți ce chiar bijuterie de reportaj. Da? Pentru care iau eu castane și în ziua de astăzi, dar n-am o problemă. Și când mai citesc pe ziare că am luat bani de la Caritas, nebun la cap, făceam eu chestia asta. Și bineînțeles că Sârbu nu l-a dat la niciun CNN. Am văzut eu că a ieșit cam lung, 21 de minute sau ceva de genul ăsta. Foarte tare. Și mă trezesc a doua zi, că mă sună Evreac și zice, știi că mi-a dat Sârbu în loc de bani, că mă ceruse o zi, mi-a dat să dau reportajul tău cu Caritasul la album duminical? Și eu n-am zis nici, dar nici nu, că nu era treaba mea. Ăla mi-a plătit $200 interviu. Da, deci $200 reține. Mi se părea o sumă decentă atunci. Mi s-a părut o sumă decentă. Deci dimineața, viseara de la Cluj, ciocolăie. O comparație între Sârbu și Vântu? Scurt. Sârbu, un mare profesionist de televiziune. Cel mai mare din România și fără egal. Asta ca să nu avem discuții. Vântu, un nivel de inteligență și de metafizică ieșit din comun, dar un personaj care e greu și să-l controlezi și să se controleze el pe sine. Eu cred că Vântu niciodată n-a avut percepția sinelui. Nu știe nici care sunt limitele lui, nici care e ființa lui, nici până unde îi zboară gândul, nici cât ar trebui să-i zboare, n-a nicio uzanță socială. E așa un fel de aventură ciudată, o ciudățenie. Vântul e o ciudățenie pe lumea asta. Singurul lucru care mi-a plăcut extraordinar de mult este că atunci când l-a apucat Damblaua cu Băsescu, ne-a chemat pe mine, pe Hurezeanu și pe Turcescu și ne-a zis, păi ce ziceți de linia editorială asta nouă, că vreau să mă iau de Băsescu, că cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Pe vremea aia Băsescu era top, nu era ca astăzi prietenul ziariștilor de la supermarket. Jenantă postură pentru președinte, jenantă, jalnic, jalnic. Și ne-a zis, băi, eu vreau să dau realității o linie mai severă, președintele să-l atacăm. Noi am început să-mi orleim. Domnul Vântu nu e în regulă, noi nu suntem de acord. Eu am zis, domnul Vântu, eu cu doamna Rodica Culcera am făcut campanie electorală a domnului Băsescu. La realitate am fost alături de evenimentul singurii susținători pe față, anti-Năstase. Dă nasol, ce naiba? Și Vântu a zis, auzi bă băieți, noi am crezut că zice, auzi, hai, Roiu, cu șcheală de aici. Auzi, dacă nu vă convine, luați-vă concediu. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Ceea ce am și făcut. Cu șcheală în concediu. Da. Dom'le, e un mod de a rezolva o problemă foarte interesant. Da. Mai avem foarte puțin timp, din păcate, și foarte multe de discutat, dar înainte de două, trei mici concluzii, foarte mici concluzii, vreau să... să dăm cititorilor site-ului un scurt film cu concluziile de acum 20 de ani, care vin foarte bine cu ce a spus dumneavoastră la începutul emisiunii despre TVR, pentru că sunt tot despre TVR. Regia, filmul, vă rog, cu concluziile, cu finalul acelei emisiuni de acum 20 de ani. Eu cred în puterea morală și profesională a colegilor mei în televiziunea română. Cred că televiziunea română va fi cea mai tare din mass media românească încă cel puțin 10 ani, pentru că n-are rival și simt că ea crește cu fiecare zi. Și mă voi bucura... Sigur că crește da. Odată cu țara. Așa e, așa este. Și eu sunt absolut convins că creșterea televiziunii române profesională, morală, strategică, nu va afecta existența presei românești scrise sau vorbite. Oricum, rog regia să privească acest măr pentru telespectatori, așa cum Eva a fost
scoasă din rai datorită unui măr, tot așa câtă vreme va exista acest măr al discordii, tot atâta vreme va exista și presa, care satisface pentru noi toți apetitul extraordinar de a afla, de a ști, e aproape, dacă vreți, o patimă extraordinară de a ști în fiecare clipă ce se întâmplă cu cel de lângă noi și cu ce se întâmplă cu cel aflat la 10.000 de kilometri de noi. Asta e presa, o tentație permanentă. Vă mulțumim, bună seara! Tare de tot! Eu papagal curat sunt. Să ne puneți dacă nu. Papagal curat. L-am văzut așa ceva. E, cum puneți față în față cu ce a început? Mine. Nu știu ce naiba era în capul meu atunci. Era prea devreme. De unde să-mi imaginez eu ce se va întâmpla? M-am lecuit între timp de mafaldismul ăsta. Așa să mă dau mafal dacă am viziune asupra evoluției presii. De unde? Toate sunt prostii. Ce televiziune publică? Ce autoritate morală? Ce dragi? Am dat-o de gard excepțional. Dar ați văzut ce el an avea? Ziceai că toate lucrurile astea o să fie eterne. Nimic nu e valabil. Vremurile sunt mai puternice decât capacitatea noastră de a previziona. Dacă mă întrebați ce va fi în Europa peste 20 de ani, asta e cu 20 de ani, rețineți, da? Adică, probabil că atunci eram numai ridicol, acum dacă mă uit, eram prost de-a binele. Pe bune. Deci, știți ce va fi în Europa peste 20 de ani? E greu de... Să încheiem, aveți un mesaj pentru cititorii Pagina de Media. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea site-ului? Cum vedeți zona aceasta de televiziune online care vă este oarecum străină, că este prima dată că sunteți într-o televiziune online? Băi, eu mă străduiesc să trăiesc vremurile pe care le trăiesc. N-am niciun complex. Chiar și dacă greșesc, face parte din viață. Eu trăiesc cu asemenea intensitate cât și greșelile fac parte din viața mea. Și le ard la fel ca și dacă aș fi super deștept în fiecare secundă. Ceea ce nu poate niciun om. Nu pot să-mi dau seama dacă damblau asta cu digitalul ăsta pe internet o să evolueze într-un fel sau altul. Tehnologia ne creează tot mai multe surprize. Cred că viitorul va fi un fel de realitate virtuală în care vom trăi ca în real. Îmi dau și eu cu părere așa ca să construiesc o figură de stil. Dar nu sunt foarte sigur. Ce știu sigur de tot este că nimic nu se schimbă din ființa umană, o să fie exteriorul hipertehnologizat. Meseria noastră se conduce în continuare pe sinceritate, sentiment și poveste. În veci. Puteți să umpleți ființa umană de tehnologie, cu asta trăiește omul în eternitate. Sinceritate, poveste. Vă mulțumim pentru prezența în studio, să ne străduim să greșim cât mai puțin și să vă dovedim că digitalul este o direcție bună în care tehnologia contează mai puțin decât acele calități de care dacă mai trăiesc 20 de ani, ne verificăm asta peste 20 de ani. Mulțumim încă o dată. Aceasta a fost Pagina de Media TV de astăzi, după o perioadă de pauză. Zilele următoare vom reveni cu secvențe din acea emisiune, așa cum v-am promis, și vă așteptăm la o nouă ediție Pagina de Media TV. La revedere!